Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Rust City Roleplay. Băi băieți, avem o grămadă de schimbări pe aici și tocmai s-a întâmplat ceva, suntem cu Crazy, nu astăzi. Salut! Apropo, seria asta o să apară odată la două zile, pentru că voi avea și eu puțin mai multă treabă, așa că hai să vedem acolo cât mai multă susținere, apăsați acolo butonul de like. Știu că părul meu e ca vai de el, dar dă-l naiba. Ce s-a întâmplat adineauri? Ei bine, Cronos și-a cumpărat o mașină. Cronos este la firma de construcții și-a cumpărat și el o mașină cu mine. Îi închiriam garajul $500, 500 de lei pe zi, cum ar fi. Și a închiriat-o cuiva acum cu 500 de lei. Și băiatul respectiv a intrat cu viteză și i-a aruncat-o în apă, cred că... mașina, din câte am înțeles. Și acum băiatul respectiv trebuie să-i plătească mașina 15.000 de lei. Hai să folosim lei, nu dolari. Acum ce vrea fratele Crazy? Vrea să-și deschide și el o afacere. Farmacie. Trex, mă scuzi, le-am dat termen la Felix să o plătească până de seară. Și dacă nu plătește, ce se va întâmpla? Depui plângere la primărie și când apare poliția, se ocupă ei. Ok, mulțumesc. Apropo, o să avem... Stai un pic. O să avem și noi o comandă de o casă. Te găsim la birou la tine? Da, desigur. Ok. Băi, Crazy, păi hai să facem așa. Okay. Să nu-l cumpărăm nici pe ăla, pentru că e 15.000. Îți luăm un ăsta mic. Da. Ți-ai pus două șopuri în el. Și aia e. Și te ajunge 15.000 cu tot cu... Nu, stai așa, hai după Cronos. Exact. Am făcut trecere, mă, băieți, pe aici nu mai mergem cum vrem noi pe stradă. Mă ajunge 15.000 cu tot cu casă. Vedem prețul acum. Nu, 15.000 cu tot cu casă. Păi uite, ai prețurile aici, preț pe perete, intrare, flori și toate cele. Ui. Uite-te stânga ta. Domnul. De unde era, mă? A venit cu un oclip. Ți-am zis să nu mai folosești ăla. Așa, da, mă scuzi. Da, mă nebuneau ăștia pe aici, am eu pierdut mașina. Păi uite că și eu merg normal, așa. Haideți să vedem cam ce... câți bani ați luat pe o casă. Veniți puțin după noi să vă... Să vă prezentăm locul. Eu băteam la toate alea în trapdoor, nu? Uite pe asta, nu? Da. Aici am vrea să fie... Bă, vrei cu etaj? Imediat. O vrei cu etaj sau mică de tot? Plătești cu etaj, ar fi de ce vrei? Vrei să stai în ea? Nu vreau să stau în ea, dar să-mi depozitez sus chestiile de alea de construcții și chestii, știi? De ce construcții, mă? Nu, bine, hai mică de aia ca deci, acolo. Avem nevoie de o casă exact cât sunt pereții, fără etaj, fără absolut nimic, acoperișul în V tăiat, adică jumătate acoperiș, cam cât ar costa și două intrări? În jur de 1000-2000. 1000-2000? Cam așa mă gândesc. Păi... 2000-3000 pe acolo. Jurul. 2000-3000 acum? Păi, domnul, avem câți pereți avem? Avem 6 pereți, dintre care două sunt uși și acoperiși. Dar trebuie să fie ușa acolo unde pui ăla de vânzare. Da. Păi și atunci trei uși, că eu cum o să intru înăuntru aici? De fapt, trei uși vor fi, încă una aici. Deci trei pereți normali, trei intrări și două rufuri, două bucăți de acoperiș. 600 vine odată... Acoperiș, nu, te ajunge puțin, vreo 1500 te ajunge, mă. Da. Deci, păi în cazul acesta, da, în jur de 1000-2000. Dacă... Păi vreau și eu un preț fix, că nu pot să vă plătesc în jur de 1000-2000, trebuie un preț fix. Hai că... 1400. E bun, că ieșim cu ăsta. Vreți și să vă urcați sus la etaj sau? Nu este nevoie. Ok. Atunci 1400. O să mergem să cumpărăm imediat terenul și o să venim la dumneavoastră la firmă și
Mă căutăm acolo dacă este. Deci, 1400 cu 16400, 16500, îi dau și 500. Ți-ai făcut tot ce trebuie și după mai trebuie să-ți cumperi separat un vending machine. Mă, duc la spital, nu mai pot. Aoleu, hai să luăm banii. Tu n-ai nici un ban, nu? Am 1000. Am făcut 1000 acum. Că mi-am vândut tot ce aveam. Cred că ăștia-s banii mei ăștia. 16.000, atât am eu. Am 16.100. Trebuie să-i dau salariul lui Speedy. În cât timp îmi dai banii înapoi? Nu știu, fac, după ce-i fac rapid, nu știu, o săptămână. Hai, ia un note ca să nu mai cumperi, că le-am parat de la băieții de la comenzi. Ia un note de acolo, îl golești. Are primărie. Da, un băieț, merg bine magazinele astea, e doar ce am făcut ieri, deci doar ce am făcut ieri, bănuții ăștia, plus la shop. Ieri am făcut aproximativ undeva la 20.000, ceea ce e nebunie. Hai, domnul Crazy, casap. Trebuie să-mi pun numele și eu roleplay. Scrie acolo, subsemnatul, așa, 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 doresc să cumpăr... Stai să ajung la primărie. Din spatele meu. Ce vorbesc, băiți? Și 2, ca să schimbăm geamul în locul celălalt. Ai intrat prin interacție. Erau acolo trei, s-au oprit când m-au văzut. Este un picamur special. Nu-i ceea ce pare. Vom ieși, vom ieși afară să nu ne profim. Bună ziua. Bună ziua. Stai, ce tragem, unde tragem asta? Ce nebunie. Nu vă supărați, nu știți cu cine aș putea vorbi pentru o mașină? Dar pentru mașină, pa, da, imediat, dacă veniți la primărie și așteptați frumos puțin. Frumos aici, frumos aici, îmi place, îmi place, chiar frumos. Sigur, imediat. Ce spate? Am dat misclick, bă! Ești constructor, fă! Unde ești? Ești pe aici? Nu, dar mai vrea, mai vrea pereți. Așa, subsemnatul casa pe Alexandru Cetis. Doresc să cumpăr teren în valoare de 10.000 de pe strada Gorului. Nu știu ce număr e, pune știu ce număr vrei. Ăștia doi de aici ai vrei, distruși. Și mi-l dai prin ăsta. Stai. L-ai văzut fără șanteriști. Da. Așa e, domne, când se lucrează, n-avem ce face. Și cum salvezi nou? Da, s-a salvat, e fi. Vino, ia. Pune un... geam. Vreau să cumpăr teren pe strada Gorului, atât? Băi... Șlești nou. Păi trebuia și... Ce... Vezi că deja... Unde mai distrug, domnule? Unde numărul 5, teren în... valoare de... 10.000. Dolari. Nu dolari, lei. Și business? N-am, n-am de alea. Ok, ok. N-am de la să-ți dau din primărie. Nu? Nu, am uitat să pun de alea aici. Stai că-ți dau direct. 1. Momentan 1, nu? Da, da. Mai vrei să-ți cumperi 1? E 1000. Vorbești cu Bobo. Eu-ți dau 1 că ți-ai deschis business. Da, da. Ba, am lăsat toți banii acolo și banii de construcție. Ba, de fapt, banii de business... Da, am lăsat toți banii aici. Am 16.000. Stai că trebuie să iau 1000 jumate. Cu geam. Loc de geamul ăsta? Ok. Hai să plecăm, că ăștia-s gălăgie! De fapt trebuie... Stai că trebuie să-l chemăm pe domnul constructor! Tu îți picamărul tău cu care tot... Care sparți acum, nu? Hmm. Zici că nu vă speriați, e doar un picamăr. Mamă, vere!
Alo, domnul! Da, domnul, mă scuzați, picamărul e foarte gălăgios. Se poate după aceea să veniți și pe la noi puțin la acel teren, când terminați aici? Da, da, desigur, desigur. Cât mai durează? Până termină, putem... Da, 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 pentru mașină. În jur de 5-10 minute. Așa, mulțumesc. Bă, Alex, ce mai trebuie distrus? Zi repede, ce mai trebuie distrus? Un berete aici trebuie dus. Dar ce mai trebuie distrus, nu pus, mă? Asta, aici. Așa. E distrus jumătate de casă. Da. Hai să mergem la mașină de cumpărat. Vreau să-și cumpăr mașină. Domnul Costea, vă rog să mă urmați. Asta e tu. Ce nebunie. Vreau să-și iau mașină deja. Așa, aveți o foiță la dumneavoastră? Nu. Vă rog să mergeți la poștă să vă cumpărați o hârtiuță, să veniți înapoi. Bine. Și bine, știți cât costă mașina, nu? Nu, asta vreau să vorbim. Mașina despre costă, cât costă 15.000 de lei. Așa. Și din acești bani am și o asigurare, un casco, cum... Nu aveți absolut nimic. Ați aruncat o navă sau mai știu eu pe unde, este cam pierdută. Păi dacă dau soției mele, nu știu dacă... Păi eu învățat să... Fiind începătoare. Învățat să conducă. Aveți tot câmpul, tot maidanul de pe lume. După oraș. Vă aștept aici, domnul. Și loc de parcare? Păi loc de parcare, aveți o parcare aici lângă, dar... vă pot oferi, dacă doriți, să închiriați un spațiu în garaj. Bane. Cât costă? Costă 500 de lei pe zi. Am înțeles. Le iau pielea de pe ei, mă! Am înțeles. Le iau pielea de pe ei! Deci doriți să cumpărați o mașină sau... Mă gândesc. Voi reveni altă dată și vorbim. Am înțeles. Zi bună. Hai, casap! Da, hai. Bine, o să facem pe viitor un loc unde poți să-ți cumperi garaj. Ar fi șmecher, cred că. Da, mai multe garaje, vreo 10 garaje. Și scumperi tu de la primărie. Trebuie să-l așteptăm pe ăla. Da. Ui. Și vrei să, ce ar trebui să spui în ea? Stai așa, cât costă, mă, chestiile alea? Furnal, prețuri, ușă, nu? Acordul primăriei, ușă, maxim securitate. Noi n-are așa ceva. Ușă dublă, scară, nu? Mamă, câte are, vere? Urs! Vrei să-ți cumperi un urs? Am, da, de fapt, nu. Scaun, masă, bec, furnal, dura, praf, covor, blană de urs. Ușă lemn. Cod de blocare. O să-mi trebuiască ușă. Da, mă duc după aia, mă, păi ai, domne, ce facem? Exact. Și un tablou să-mi fac un logo. Frumos să-l pun acolo. Ia, la ți-l fac eu. Tu doar îl cumperi. Așa. Bate-mă aici, mă. Bate-mă. Bine. Sunt aici. Păi haideți, domnul. Facem și noi astăzi casa. Vin, da, haideți. Haideți. Mă scuzați, eram în timpul altului Și echipamentul dumneavoastră, ce s-a întâmplat cu el? Lucrați așa în hanorac normal, blugi normali? Am staca, mă, taci. N-ai văzut nimic. Trebuie să cumpărați altele, domnul. Haide, data asta vă iert că e la mine. Aici avem nevoie de o casă. Le sparge toate cu puterea minții? Nu, eu le-am spart. Unde pun zid, unde pun geam?
Dacă puteți să așteptați puțin, deoarece vreau să fac și niște poze de casă nouă. Stați puțin. Stai că vreau să fac niște poze, thumbnail. Peretele, vă rog aici cu intrare în față, două intrări în față. De pe cealaltă parte. Așa. Așa. Aici și o intrare în spate, nu? Ca să intru prin spate. Încă o intrare aici lateral, vă rog frumos. Așa. Da. De asemenea, pereți în spate, ce a mai rămas acum gol. Și în partea cealaltă. Așa. Și acum acoperișul să vină înalt către față. Așa? Da, 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 exact așa. Și încă doi pereți să fie complet. Ei, cum arată. Bă, vrei cumva... Sau ia, stați așa. Așa sunt. Vrei cu acoperiș deasupra, cum e la ăsta la altul? Nu, e ok așa. Nu vrei nimic deasupra, așa, să fie tăiat. Dacă puteți, evident vă plătim, să puneți două grinze aici, în față. A, să faci cum are ăla? Mm-hmm. Da, cu ăla. Și nu e de construcție. E, nu, e al șopului. Și acum, încă o dată să puneți acoperișul, așa, și încă două grinzi laterale. Să uniți acoperișul între ele. Exact, așa, și două grinzi laterale acum. Perfect. Exact, așa. Da, aici va fi o mică problemă, deoarece eu n-am calculat aceste două în preț, aceste două acoperișuri în preț și grinzile. Păi ne vom uita pe acea listă și vom plăti exact cât trebuie. Păi, da, desigur. Desigur. Bun, Crazy, ce avem aici? O să mă întorc peste jumătate de oră, dacă vă mai farmacie schimbați. Avem aici. Păi nu, este chiar perfect. Aici, puteți să faceți tot și mergem și plătim acum. Grid. Da, da, da. Ok. I-am zis peste jumătate de oră să vină, da. Da. Adică așa e regula, pentru că mai sunt unii care zic acum, bă, îmi face o ușă aici și după aia nu știi, sparge și omul deja a dat upgrade și se aude arm, picamăr ăla în tot orașul, știți? Și e super urât. Și așa am zis, bă, o las jumătate de oră, chit că vor, chit că nu vor. Și vii după. Bine, eu fiind ownerul. Și aici aș face, fratele Crazy, farmacia e nimic ca Atena. Bă, de fapt nu m-am gândit, nu trebuia să spun asta în față. Ca să se vadă logo-ul? Da. Da. Ce facem? O sparg? Domnul constructor! M-am răzgândit! Da. Nu trebuie acoperit și în față. Acum ce vrei să fac? Ce aveți de făcut domnul constructor? Eu v-am spus că mă întorc peste jumătate de oră dacă... Lăsați așa, lăsați așa. Gata, domnul constructor, cât face toată lucrarea asta? Păi, precum ne-am înțeles, 1400. Vă dau aici și niște bacșiș, domnul. Vă mulțumesc, domnul. Mulțumesc frumos și eu. Știți de unde putem cumpăra un tablou mare, o pancardă mare? Cred că de la băieții cu imobiliare. Păi nu este nimeni, nu? Puteți să facem o șustă, să vindeți dumneavoastră un tablou mare? Nu mă ocup, nu am de vânzare. Ui. Am înțeles, da. Costa... Vă mulțumesc pentru tot. Și eu vă mulțumesc. La revedere. Pam, 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 pam. Hai, că e ok. Ai spațiu de cufere aici, bam, frumos, mm-hmm. Să-ți pui o ușiță. Trebuie să vorbim cu Bobo. Adică momentan nu o lași așa, n-ai ce să-i faci, că nu e Bobo. Nu o să-mi pun nici în ea nimic, că o să fure ăștia de acum. Da, 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 da. Filmen, stai puțin, mai am puțin și termin și aici. Mai? Las acolo, da.
Si. Păi și tu ce vrei să pui prima dată în shop-ul ăsta? Bandaje sau? Vreau să pun bandaje, siringi și de-alea. Big medkit. Și după o să mă măresc la asta, cum se numește. O să pun și pasele de-alea de radiații. Dai mă să-l chem pe domnul constructor să scoată codul de pe ăla dacă nu mai are mașină. Mamă, câte baterii are. Și la a doua cred că o să domnul constructor aici. Da, vin imediat. Am și o rugăminte, dacă v-ați pierdut mașina, să vă scoateți codul de la mine, de la garaj, că nu pot să deschid ușa. Da, desigur. Nu, da, dar să pot să-l închiriez și eu la altul. Șobolan! Lui Raston, mă băieți. Lui Raston. Blan. La Dani, bă, și-a făcut business Dani. Fix lângă voi, dar fix lângă voi. Aici, voi băieți, avem la scrap pe 7 decembrie să dă wipe la blueprint-uri. Mulțumesc, domnul! Gata, domn primar. Mulțumesc frumos. Și am mulțumesc, la revedere. Crazy, vrei să speli mașina? Da. Nu, ce frumos. Bam. Da, băieți, noi ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne găsim live în seara asta și mâine live de 12 ore, cică. Pa. Ar trebui. Și canalul Crezi în descriere.